Bună ziua! Televiziunea Nova vă prezintă o nouă emisiune Zona Neutră. Sunt Gabi Stan. Invitații de astăzi, domnul Eduard Hoidan, unul din oamenii care au susținut și au scris de sport foarte mult, cu o experiență vastă în acest domeniu, și Silviu Prescorniță, ca de obicei. Bine ați venit! Domnul Hoidan, să începem cu o prezentare așa succintă despre dumneavoastră ca sportiv, că știm că ați făcut și atletism, nu? Da. În tinereț. Am apucat o perioadă, zic eu, fericită pentru tot tineretul, pentru copii, pentru juniori, pentru toate categoriile și pentru cei care ajungeau la marea performanță. Făceam de toate. Da. Aveam un campionat interlicee, de exemplu, da, în Brașov, în care ne băteam și la fotbal, și la volei, și la atletism, și la toate sporturile. Și de acolo se făcea selecția. Șagunist. Se făcea șagunist, da. Ne băteam, da, în special cu Unirea, ne băteam la volei, cu Meșotă ne băteam la fotbal. Deci era o emulație și în fiecare sfârșit, în fiecare weekend, erau competiții sportive. Brașovul oferea pentru cei care vreau să facă sport, erau cluburile sindicale foarte puternice. Nu sunt nostalgii comuniste, Silviu, tu ești tânăr. Dar mai zice, un domn nostalgic, nu e vorba de asta. E vorba că Dinamo, Tractorul, Clubul Armatei, Steagul Roșu, da, Metromul chiar, Universitatea, aveau rulmentul pe cluburi, anumite, pe popice, pe handa. Cu multe cluburi cu posibilități. Cu posibilități de a pregăti sportivi de valoare, sportivi de valoare olimpică. Știți foarte bine câți campioni olimpici a dat Brașovul, campion mondial, campioni europeni. Și în acest context exista o secție de atletism și la Dinamo. Era o pistă cu 3 sau 4 culoare, nu mai țin minte, noi concuram pe tineretului de obicei, dar era Viorica Gabor, care a fost campioană europeană, campioană balcanică. Erau o pleiadă de atleți foarte buni, care se băteau cu ea de la Dinamo București la anumite probe. Și la o selecție de genul ăsta am fost luat la Dinamo, am început la Dinamo. Da. Și sigur că eu copilărind lângă stadion mi-ar fi plăcut să joc fotbal. Dar n-a fost să fie, din mai multe motive. Am prins lângă Dinamo Brașov, lângă stadionul Tineretului. Lângă stadionul Tineretului, acum Silviu Plășteanu, că cei care vin acum i-au schimbat denumire. Foarte bine. Dar nu oficial, îi spun așa. Dar am avut privilegiul, zic eu, să prind generațiile astea formidabile, zic eu, de fotbaliști brașoveni, și atmosfera aceea era extraordinară. Întotdeauna a fost o echipă. Venea lumea la antrenamente ca la meci. Da, la meciuri stăteau oamenii atârnați în pomi. Adică, nu aveau loc să mai intre. Era competiție și au fost și performanțe. Să nu uităm de echipa aceea pe care o știm cu toții pe din afară, care a luat primul trofeu pentru fotbalul românesc după război. Cupa Balcanică. Da. Și fotbaliști extraordinari. E ziua lui Buții Gheorghi. Să-i transmitem la mulți ani. Știți că nu se mai știe nici până astăzi unde e cupa aia. Am încercat auzit la cineva acasă. Au încercat să o găsească, da, să întrebe din om în om, așa, imposibil. Bine, aici este o problemă de discutat, pentru că acest club merita un muzeu. Da, niciodată nu. Și foștii fotbaliști meritau cinstiți așa cum se cuvine. Da. Uite, ziua lui Gheorghi ar trebui să fie o sărbătoare pentru sportul brașovean. Nu? Mai devreme a fost ziua lui Mandoca. Da, Mandoca, la fel, din altă generație. El a mai apărut pe Facebook, pe rețelele de socializare. Buții nu intră acolo. Da, contează și asta în zilele absolut, noastre. Noi, Neluțu i-a pus fotografia, da, a pus câte ceva, s-a făcut ceva. La Buții, dacă nu e, cred că mulți nu știu că e ziua lui. Da. Ne mai vedem cu el pe stradă, din păcate, în loc să ne vedem la un club
unde să vină toate fostele glorii, să vină suporteri, să vină, cred că s-ar putea susține ca unitate de comerț fiecare. Acolo să se vândă și obiectele de promoție, acolo să se poată bea o bere, evenimente, să se mănânce un mix, să se creeze evenimente, să facem o emisiune să se transmită de acolo. De mult am tot spus lucrul ăsta. Și aristocratic Club Rapid a fost foarte bună. Din păcate nu s-a continuat. Da, da. Deci ceva de genul ăsta s-a funcționat o perioadă. A funcționat o perioadă, cu niște oameni implicați acolo, de la Pitiș, la Colea Răutu și la mulți, extraordinari. Da. Și tocmai de asta echipa Fanion FC Brașov, Steagul Roșu, ar merita o asemenea comunitate, un asemenea club. Ar merita, Silviu, dar cred că trebuie făcută până acum. Când era într-adevăr, când era echipă. Acum nu mai ai obiectul, dar știu eu, poate că un grup, mai sunt foștii fotbaliști, familiile foștilor fotbaliști, copiii, nepoții, Campo, bailul Ivâncescu, și așa mai departe, îi știm. Da. Adică poate, da, sigur că trebuie ca administrația, comunitatea trebuie să se gândească, domnule, avem valori în fotbal, în teatru, numai hai să vedem ce facem cu ele nu interesează pe nimeni. Da. Asta vă spun eu, clar. Deci nu interesează pe nimeni care ar putea să aibă un cuvânt de spus de la autorități, de la oameni de genul ăsta, ar putea să ajute să... Nu știu, că nu trebuie neapărat cu bani. Nu Dar trebuie nu, neapărat nu e vorba cu bani. De bani aici. Bineînțeles, pentru că bani până la urmă se găsesc dacă faci un lucru care să placă, să mergi la Barcelona, te duci pe Nou Camp să vezi muzeul ăla și vezi ghetele lui Hagi și îl vezi pe Gică Popescu luând cupa din mâna regelui Spaniei, un poster cât peretele și lumea se adună și sunt evenimente și așa mai departe. Eu am încercat de două ori m-am retras, am odată cu FC Brașov, după că m-am angajat atunci, că practic atunci despărea echipa prima dată și 97 m-am retras, iar pe urmă am încercat ceva cu Forex și nu s-a putut nici acolo, că nu s-a vrut și era un domn Bucșaru care, de la Urziceni, care trebuia să promoveze și din păcate trădările au venit dinăuntru, dar astea sunt alte povești. Foarte scurt să termin cu activitatea mea sportivă. Deci după ce am plecat de la Brașov, am plecat la București, la Dinamo s-a și desființat ulterior secția. La Dinamo Brașov. Da, un antrenor foarte bun, Nicu Tacorian, extraordinar, a plecat la Steaua. Da. A încercat să mă mumească acolo. Eu m-am dus la Clubul Atletic Universitar, fiind student, și acolo am continuat activitatea. Triplu salt în principal am făcut, exista și divizie de echipe, și A și B. Uh-huh. Deci divizia A și divizia B. Era campionat pe echipe? Și în fiecare săptămână era etapă la atletism pe sezonul de primăvară, toamnă. Și la triplu salt eram cam trei, ne băteam dintre studenți. Șerban Ciochină, primul nostru săritor peste 16 metri, era în cădere de carieră. Țin minte, l-am bătut la un campionat al municipiului București. Deci eram pe val și vin campionatele universitare, că e și amuzant. Da, da. Și e și o treabă de evaluare, dar care nu te scoate din sport. Te face să vezi exact unde ești și să-ți construiești viața, cum să spun, să rămâi de competiție, indiferent ce ar fi. Și vin campionatele universitare de primăvară și Crăciun Corbu, unul dintre săritorii de triplu salt, Crăciun, fratele lui Carol. Eu mă băteam cu el și cu unul Ciupercă de la Bacău. Dar mai mare decât Carol era? Mai mic. Valoros a fost înainte, Carol. Dar stai să vă spun. Da. Deci înainte de concurs îmi spune, băi, Edi, zice, vine frate meu, zice. Uh-huh. Care frate tu, bă? Băi, zice, bă, acolo la Pitești, la matematică, la ea, la pedagogic, zice, un țară noi. Zice, vine și el, că dacă eu fac triplu salt, hai să facă și el. Uh-huh. Ăsta nu știa ce se întâmplă. Dom'le, vine ăsta, în primul rând, cu un cap mai înalt decât noi. Un cap și decât frate. Carol era înalt. Și el era înalt. Carol. Da. Păi, da, Carol. Și frate-sul mai mare cu un cap. Nu, frate-sul de talia mea. Dar noi făceam proba asta, ne dădeam tehnici, puneam forță pe noi, adică vine ăsta și, vă spun, cu un elan de 12 metri, ne poate cu aproape jumătate de metru pe amândoi. După concurs, noi eram prieteni toți, nu existau tâmpeniile astea de acum. Hai să bem o bere. Și ne-am dus pe
Ștefan cel Mare era vremea ăstora a mandatarilor. Da, da. Era unul care făcea toată echipa lui Dinamo Veneagul, făcea d-astea măruntaie, mumițe, fudulii, astea și bere. Știi? Da. Bere și ieftin. Și ne-am dus și stăm noi așa și ăsta era de mare bun simț, Carol Corbu, un om impecabil. Eu nu știu de ce a ajuns Boroi, tot atlet, general și șef la Steaua, și de ce n-a ajuns Carol. Primul atlet român, bărbat, care a luat o medalie olimpică. Întâmplător l-am cunoscut și eu când am stat în cantare cu el la centru 23 august, că el stătea cu ani acolo, noi mai puțin, așa, cu loturile de junior, și am avut norocul să-l cunosc. Și atunci, stând așa, la un moment dat, eu zic, băi, Crăciune, zic, cred că e timpul să ne retragem. Zic, el oricum are viitor, deja veniseră ea la el la concurs, dom'le, veneau să vadă scouterii, antrenori și așa mai departe, că l-au adus imediat la Steaua. Și zice, băi, și ce facem, nu mai facem sport? Păi noi jucam, că jucam și fotbal, jucam la Batorul și la Justiția, pe fals. Mai luam pe 100 de lei, în onoare, dar pe friptură. Pe la Batorul la friptura. La Batorul friptura, dar ne mai cunoștea cât un arbitru, ea și tu 25 de lei. Eram câțiva atleți care făceam treaba asta. Tot joia ce să faci, jucam în onoare. Și zic, păi, rămânem cu... Zice, nu, băi, știi ceva? Noi mergem în continuare la divizie. Deci, dacă făceai categoria, primeai bursă. Da. Și era bursa de studii, aveam 550 de lei și 500 de lei era bursa de sport. Când m-au angajat, când am terminat, câștigam mai puțin, că mai și scriam atunci. Și am rămas, deci eram în anul 2 sau 3, și am rămas până am terminat facultatea și am concurat pentru Clubul Atletic Universitar la concursurile pe echipe și la individual, dar nu ne mai băteam pentru asta. Da. Și făceam de toate. Dom'le, era nevoie, lipsa unul la 400 de metri, de exemplu. Nu aveam nimic. Hai să nu pierdem punctele. Ne băgam și acolo, la lungime, la... Unde era nevoie. Era foarte frumos. Iar în liceu, repet, am făcut de toate. Asta apropo. Ori acum nu se întâmplă nimic. Eu discut cu copiii ăștia. A dispărut așa ceva. Băi, ne băteam Șaguna, veneau galeriile. Țin minte, la un moment dat, un meci de volei pe Șaguna, chiar terenul ăla chiar la capăt, lângă liceu, și era un arbitru pisică, era arbitru de bun. Și la un moment dat, un coleg de-al nostru, chiar fotbalist, a jucat pe la Steagul, a murit, Dumnezeu să-l dinească, unul Boricianu. Ca junior a fost bunicel. Dumnezeu, parcă trăsese până azi, doamne, dar a tras pe ăla din scaun, a căzut și a rupt o mână. Deci era ceva, a început bătaia. Deci erau pasiuni, erau o mobilizare, deci s-a pierdut și se pierde din spiritul de competiție, și nu se câștigă în solidaritate, ci în spiritul ăla de turmă. Adică e păcat. Și e păcat pentru Brașov, că Brașov, așa cum pentru muzică, cum zicea cineva între războaie, că poate fi un Salzburg al României, eu zic că și pentru sport ar putea să fie... A fost. Să fie... Măcar ceea ce a fost. Ar putea să revină, da. Măcar sporturile și sporturile de iarnă, dar și celelalte. Vorbeam înainte de emisiune și cu asta închei, că am monopolizat discuția și nu e bine. Că un brașovean, am avut o mare surpriză, a câștigat titlul de campion național ieri la atletism, la lungime, unde l-am avut și pe Țăruș, un săritor bun. Deci Brașovul, fără piste de atletism, fără asta, a dat un... Bogdan Tudor, pardon, mă gândeam la Țăruș. La adversarul. Da. Adversarul clasic. Și a câștigat titlul, deci fără să existe o bază, fără să existe competiții și așa mai departe. Se vie în domeniu. Unde s-a antrenat băiatul ăsta? Deci băiatul ăsta se antrenează, dar acum nu știu pentru cine a punctat. Dacă a punctat pentru CSU sau pentru Clubul Sportiv Țara Bârsăi. Țara Bârsăi. S-ar putea pentru Țara Bârsăi. Țara Bârsăi. I-a antrenat tot de un fost săritor. Da. De Horațiu de Pungă. Exact. Da. A, Pungă, da. Da, a fost un junior bun. La tineret a fost, nu mai știu, după aceea la senior. Bine, a fost o surpriză. A fost o surpriză. A făcut un lucru extraordinar pentru Brașov. Da, bineînțeles. Că a adus titlul ăsta. Da, nu are unde să se antreneze. Titlul era la Brașov la sporturi individuale anul ăsta, de exemplu. Cu o săptămână mai devreme am avut, deci avem doi brașoveni, Bianca pe un
la veterani, la 400 record național și aur, deci campionă națională. După aceea avem Pânaie Brânzoi, tot Bianca așa. Bianca Punc, antrenoare, da, antrenoare a fost aici. Sunt concursuri de veterani, sunt ori... Exact, chiar pentru veterani nu se mai cântă imnul, Silviu. Da, trebuie să dăm campioni. Din păcate, România nu se cântă imnul, dar să știți, chiar am discutat zilele trecute cu niște oameni veniți de afară, de și italieni, sunt cluburi acolo, cluburi atletice, cum le spun ei, de la copii, de la cei mai mici copii de 4-5 ani până la oameni de 60-70 de ani fac atletism acolo. Absolut tot. Exact așa este la judo, de exemplu, l-avem pe Vasile Alexandru, care a fost ținut la colț înainte de 89, n-avea dreptul să iasă, deși a dat, vorba aia, medalii europene, mondiale și ăsta, și olimpic, Cioc a luat medalie olimpică, nu? Și care a plecat în Italia, s-a stabilit în zona Napoli și eu l-am mai vizitat, așa, și chiar am dus în anii 90, la începutul anilor 90, niște echipe de copii de la Dinamo, copii și cadeți. Ei au în fiecare toamnă o acțiune, se numește Da sportului, nu drogurilor. Ceea ce s-ar putea face și la noi, pentru că la colțul fiecarei școli, dacă sunt curioși cei care trebuie să lupte împotriva drogurilor, chiar în pauză se mai distribuie droguri. La mai zic ăștia putem să le că sunt prea sărași copiii să cumpere droguri. Locurile de fumat la fel s-au stabilit, de exemplu unul aici, aproape de noi, le-au spus, bă, nu mai fumați în școală, mergeți în pauză și fumați. Și fumează aici, în stradă, pe Politehnici. Deci e clară treaba. Și am dus copiii la competițiile astea și au avut rezultate foarte bune. Erau copiii lui Valentin Oltei, lui Fane Pop, deci antrenori buni, foști sportivi medaliați și foști sportivi în legendara echipa lui Dinamo Brașov de judo, care a bătut împotriva Ministerului de Interne a partidului, a bătut pe Dinamo București și a dat titlul de campioană națională înainte de 89. Da, era secție puternică. Da, era voie și... Da. Așa, și acolo am văzut organizarea asta, deci copiii așa, de la 5 ani până la veterani. Și competiții 70. Pentru toată lumea și aduse formații de muzică ușoară și făcute întâlniri și, deci un lucru extraordinar și echipe din niciodată n-au fost mai puțin de 10-12 țări. Și îi vezi îmbrăcați frumos și au ecusoanele și fiecare ține și arată ecusonul în momentul în care câștigă. Sunt și mândri. Deci se creează o emulație. Ori la noi găsești unul bun, cum e probabil băiatul ăsta, îl faci, ăsta e de laborator. Da. Deci el nu rezultă dintr-o competiție. Exact cum la fotbal, au meciuri prea puține copii ăștia. Adică ar trebui să fie acum tot așa. Acum s-au făcut câteva turnee. Știți, toată lumea face. De exemplu, în Brașov sunt vreo 5-6 turnee. Sunt. La Galați, la Iași, la București. Sunt. Dar sunt turnee. Ar trebui campionate să fie ca să joace săptămânal sau chiar bisăptămânal. Campionate regionale. Că așa cresc. Și la toate sporturile la fel. Să fie competiții. Competiții multe, că în competiție se formează valoare. Domnul Vida, vreau să vă întreb un lucru. Să vorbim puțin despre presa sportivă dinainte. Nu mai zicem dinainte de ce. Mai dinainte și presa de astăzi. Da. Ce părere aveți? Ce se întâmplă? Eu am prins ziariști sportivi mari, de legende. Da. Și am avut privilegiul cu unii să fiu și prieten. Nea Ion Chirilă, de exemplu. Da. Scriitor și el, puțină lume știe că Ion Chirilă, căsătorit cu Irina Demian, actriță și așa mai departe, era unul dintre cei mai buni traducători români din rusă și că majoritatea, foarte multe piese de Gogol, de alții, da, Gogol în special îi plăcea, de alții Cehov, alți autori ruși, jucate pe scena naționalului, pe marile scene din România, au fost traduse de Neon Chirilă. Și ne întâlneam, asta era întâlnirea noastră vara la Neptun, când mergeam în concediu la vila scriitorilor. Avea și porec la aia, lusească, cum îi spune? Vanea. Vanea. Stăteam până noaptea târziu, ne făcea, era un bucătar, Lucian, mai trăiește, dar nu mai are plombul ăla, și mai avea sticle de vin ascunse pe acolo, pe pivnița aia, de pe vremea lui Gheorghiu, deci nu le-a apucat Băsescu. Că vis-a-vis e cireșica de vila scriitorilor. Ei, și
vorbeam de toate, câte în lună și câte în stele, dar vorbeam foarte mult de sport. Era o enciclopedie, Neagu. Da, și da. Scria fabulos. Fănuș Neagu este unul dintre oamenii pe care m-a încurajat pe mine să scriu. Era la revista Luceafărul. Ana Ipătescu aveau sub un acoperiș redacția. El, să știți că știe mai puțin sport. El are spiritul ăla de spectator. Îi place sportul și trăiește și, și e pătimaș. Era cu Dinu. Și cu Cornel, da? Din partea suporterului, din partea, prin prisma ochiului suporterului. Deci el e genul de ziarist și de asta cronicile lui erau foarte gustate. Pătimașă, foarte... Pentru că erau pline de patimă și scrise extraordinar. Da, adică da. Capodopere literare erau, dincolo de cele așa. Care le publica în Luceafărul, pe urmă în România Literară și unde a mai publicat cronici. Deci, Fănuș, pe urmă, pe Cristian Vadim Ciopescu. Vadim Tudor a scris. Vadim Tudor a scris. Ei, Vadim Tudor a făcut și el atletism. A făcut, da, știu că a fost atletic. A aruncat sulița. Suliță, da. Dar era foarte pătimaș. Acum despre mărți nu mai bine, dar vreau să vă spun că la un moment dat a fost o chestie care pe mine m-a marcat. Un băiat de la Suceava, îl țin minte, Grigorie, îl chema, a avut rezultate bune, a fost și pe la loturi ulterior, îl luaseră deja, l-au adus de la institutul ăsta de pedagogic din Suceava, era student acolo, la București, l-au transferat la facultate și l-au legitimat la Clubul Atletic Universitar. Și la un moment dat l-au luat la lot. Și ăsta a venit, băiat de la țară, băiat sărac, adică și simplu, domnule, un suflet extraordinar. Și a venit cu echipamentul de lot îmbrăcat, cu sacoșa, cu, mă rog, trei sulițe îi dăduseră și... Și noi ne antrenam, fiecare ne făceam treaba. Eu făceam bucăți de 50 și ăla făcea nu știu ce. Vadim era și el. Și am văzut scena. Dumnezeu, Vadim a luat sulița și așa de la vreo 25 de metri, direct în sacoșa ăstuia a aruncat-o. Și s-a făcut că nu știu ce. Știți ce s-a întâmplat? Asta, copilul ăsta, copil, că eram de seamă, a început să plângă. Da. La care Vadim, lasă, băi, zice, ai venit tu să fii la lot, să nu știu ce. Deci atitudinea lui Vadim. Răutăcios cam politică era. Cam politică și asta pe mine m-a durut atunci că, dom'le, dacă dădea într-unul, că erau ăștia bucureștini, ăștia mai vezi, de bani, care aveau de atunci echipament, Adidas, eram cu, cum ziceam, cu șoșoni și bască, nu aveam niște cuie, băteam în ele ca să nu ne rupă picioarele. De ce credeți, deci, domnul? Asta, Vadim, da, și vreau să mai vorbesc de un ziarist mare cu care am colaborat. Și care Cristian Ciopescu. Cristian Ciopescu, deci eu l-am cunoscut când îl dăduseră la Steaua. Da. Și mergeam în deplasare, scriam cronici despre FC Brașov. Da, da. Și la un moment dat mi-a apărut o carte sau nu știu cum ne-a cunoscut, că de obicei nu stăteai după meci, plecai și erau și situații încordate, știți foarte bine, ori trebuia să te dai la o parte, cum era, se înjura, se mai, așa, și m-a chemat la el în birou și a scos o cola și stând de vorbă așa și am văzut la el pe masă un kicker. Revista de fotbal germană. Și zic, da, domnul Ciopescu, zic, eu mai ciupesc de la Aro, de la doamna, eu, doamnă Mia, zic, la Brașov, era un chioșc la Aro, în hol, în dacă incinte, țineți minte, da. Și ea primea presă străină și de acolo mai îmi dădea un Le Monde, un L'Équipe, un Newsweek, un de-asta. Unele spunea, zice, puțin, ăsta pot să vi-l dau și îl plăteam, și nu era mult atunci, acum costă îngrozitor. Și zice, ăsta vi-l dau să-l citiți, mi-l aduceți înapoi. Și ăsta, zic, da, de sport nu vreau. Și zice, uite cum facem, când vin ai tăi la București și sunt acțiuni la federație, sunt, asta zice, sunt săptămânal, dar zice, nu săptămânal, dar zice, eu mă duc oricum acolo, zice, eu îți trimit reviste, dar tu îmi promiți că le trimiți înapoi. Și eu mi-am adus aminte de un profesor de-al meu, Nicolae Balotă, pe care îl scosese Ceaușescu din pușcărie, și că a fost perioada aceea cumplită pentru... Aveam numai profesori cu nume ciudate la Universitatea la București și care, la un curs de literatură universală, am și făcut un interviu cu el în drum nou, mi-a spus așa, măi, zice, să știi că nu-i păcat să furi cărți și reviste și asta.
dar zice, e o mizerie să împrumuți și să nu le dai înapoi. Și a spus lui Țopescu, zice, e clar. Păcar, zice, alea furate rămân, nu știe nimeni. Da. Și când mergeam la București, mai treceam pe la el, el când venea aici mă suna și am avut documentare tot timpul, că nu numai kicker, și l'Echipe și... Deci îmi dădea presă străină și în anii aia, 80 grei, când nu intra mai nimic în țară, aveam presă de la Țopescu. Deci ăștia sunt și au fost valori. Astăzi, domnul Huidan, astăzi puteți numi vreun ziarist așa de mare valoare? Nu vreau să supăr pe nimeni. Păi toți sunt mari valori. Dar, trebuie să facem puțin așa o ierarhie. Deci, să știți că sunt jurnaliști și chiar tineri, care se documentează, care fac un lucru, respectă meseria. Știi ce crede? Dar că sunt strică? Foarte mulți, toți sunt băgați la televiziune. Dar sunt foarte mulți veniți și care habar n-au așa. Sunt un fel de Ilie Dobre, că l-am cunoscut și pe Ilie Dobre, care țineți minte că a venit. Dar măcar era simpatic. El era simpatic. Nu, el era ca Grigore al meu de la Suceava. Amenința că se sinucide dacă îl dă afară. Da, dacă îl dă afară. Și transmitea, el nu transmitea mai repede decât jucau echipele. Da. Adică jucătorii nu puteau ține pasul cu transmisia lui Dobre. Așa l-am cunoscut și pe Ghițulescu, de exemplu, și pe alții. Deci nu pot să spun un nume pe care să mă iertați să-l pun lângă cei pe care i-am enumerat aici. Dar vă dau un exemplu acum, Turul Franței. Eu, mie îmi place să urmăresc competiția asta pentru că ea înseamnă și sport și cultură și am și fost odată, am mers după caravană. O bucată bună. Deci este un băiat, un ziarist, Manuel Terzian se numește. Da, Manuel Terzian. Da. A scris și la Măsoarică, la Gazeta Sportului. Pe ăsta l-a scuipat Becali. Sunt doi Giovanni, frați, da. Mi se pare ei. Da. Da, Manolo. Manolo, așa. Da. Și care este foarte bine documentat și echilibrat și care spune foarte multe lucruri și din cultură și de asta. Hei, îl mai aduce pe Alex Ciocan, care a fost ciclist sau este încă, mă rog, și care tehnic face față și fac un cuplu foarte bun. Dom'le, dar din când în când prea des apare unul Jean. Dom'le, ăsta trecă ea linia de sosire, se dă clasamentul, dar el tot pe cine crede el că a câștigat. Dar asta n-ar fi cel mai lău lucru. Dar nu se documentează, face niște bancuri proaste. La un moment dat ăsta Manolo a spus despre la Aachen, despre catedrală celebră, unde s-au încoronat 30 de regi ai Imperiului Roman Germanic. Da. Deci și venea papa și așa mai departe și el și chema și presa. Da. Deci mitocănii din astea. Da. Și atunci cum să-l pui lângă un Țopescu? Ăsta o fi de noi sub acoperire. Sub acoperire, da. Altfel, așa, da, deci, nu și, prea ne explică. Și așa, dacă luăm să analizăm, peste tot există foarte mulți din ăștia, pentru că nu mai există niciun fel de barieră profesională. Silviu știe că am lucrat împreună atâția ani, eu am militat pentru... Dom'le, hai să dăm niște atestate. Nu să punem niște bariere, știu eu, politice sau de altă natură. Da. Dom'le, ce știi tu să faci? Uite, ce știi tu să scrii? Ce studii ai? Să n-ai cazier, să cutare, să cutare. Adică, totuși, profesia asta de ziarist să aibă niște reglementări. Ei, au sărit toți în sus că atacăm libertatea și am atacat-o atât încât nu mai avem presă în România. Dar printre cei care au sărit în sus sunt mari specialiști în tenis, mari comentatori, știți foarte bine la ce mă refer. Da. Vorbeam de legea presei și... Să trecem puțin... Băiatul ăla nervos. Să trecem în 2 minute, că n-avem timp. De mingi, părerologul, da. El joacă bine, dar eu l-am bătut. Ionuț e pe aici, că imediat vine și ne arată time-out-ul. Nu l-am văzut pe Ionuț astăzi. Dar de ce punem o... rezist. Stăm aici cât vrem. Ce vreau să vă întreb? Așa scurt, domnul Huidan, ce părere aveți de bazele sportive din Brașov la momentul ăsta? În momentul ăsta Brașovul este terminat. Deci, din punct de vedere... La toate sporturile mă refer, nu? La toate sporturile, asta mă refer, pentru că nici sala sporturilor nu poate fi considerată o sală competitivă. Uitați-vă ce e la Cluj, uitați-vă ce se face la Craiova, ce... Au renovat, au refăcut-o. Dar nu este bazinul la fel, adică au fost niște lucruri de-astea așa însăilate, niște improvizații. Pentru că Brașovul, nu numai la sport, în niciun domeniu n-a avut un proiect mare.
Și pe mine mă doare că s-a demolat acel stadion municipal la care toți am făcut muncă patriotică, da, când s-a făcut și care era foarte bine plasat. Nici nu se mai vorbește de fie... Nu, mai este ras. Bine, el a fost pregătit. Că se ia că l-au ras ca să facă altul. Nu. Nu e adevărat. L-au ras, acolo trebuia să facă un anumit domn care nu se mai știe pe unde este. Nu vreau să intru în alte amărunte. Trebuia să fac... Da, au călcat legea sportului. Da. Uitați-vă la celelalte stadioane, cluburi sindicale, care, deci fiecare a dărâmat câte ceva, a făcut câte o improvizație, a făcut ceva, dar de fapt nu mai există secția aia, secția aia și așa mai departe. Ei, și aici vreau să fac o mare parcare, niște hoteluri și toate tirurile care intrau în Brașov trebuiau să parcheze acolo, să plătească șoferii de tir, masa, cazarea și așa mai departe. Asta era. Niciodată, toate poveștile alea că din 4 în 4 ani suntem anunțați că acolo se va face un stadion de 35.000 de locuri, de 40.000, de 20.000 de și așa mai departe. Tineretul este bătrân. E bătrân. Nu mai poți să faci. Oriunde în străinătate ar fi dărâmat și acolo, într-adevăr, s-ar face un alt stadion. La Tractorul știm ce s-a întâmplat, n-a mai rămas nimic, păcat, m-am întâlnit cu... La metro? Mai întâlnesc cu scrimerii ăștia ce performanțe au fost acolo. Metromul, nu știu, chiar n-am mai... Se mai juca câte un amical. Metromul dintr-un stadion unde se juca Liga a doua, deci a rămas un simplu teren, nu! Nici de cartier. Nu, un simplu teren pentru copii. N-am mai trecut. S-au dărâmat tribuna, s-au dărâmat pofică. Carpații l-au refăcut puțin și... Deci tot așa, practic, Brașovul bază nu mai are. Sala armatei a murit de mult. La Dinamo este ceea ce este. Dinamo e în paragină mare. Dinamo e în paragină și nimeni nu vrea. Acolo s-ar putea face un club extraordinar. Olimpia. Olimpia eu postez mereu. Chiar am zis că a venit vremea cositului. Atât sunt buruienile. Măcar ăștia care l-au... Și acolo iar este o istorie murdară. Știu foarte bine. Eu marțea și joia jucam tenis. Erau terenurile rezervate de primăvară până toamnă. Nu știm unde să încadrăm modul în care s-a procedat. Exact. Pentru că aia era una dintre cele mai frumoase baze din țară. Din țară, nu din estul Europei. Deci unii spun că din estul Europei. Prietenii din Elveția care veneau și care au vrut să facă stadion de atletism aici, unul dintre ei și un coleg belgian care este acționar principal la ziarul Soar, un ziar foarte mare, vine o dată pe an, de două ori în România, ne-am împrietenit, și plăcerea lui era să jucăm în tenis la Olimpia și să bem o bere acolo. Și să ne uităm și să stăm, să dădea drumul la nocturnă și spuneau ăștia elvețieni, au luat schițe, veniseră și cu niște studenți, nu că au fotografiat și au filmat, au desenat fiecare detaliu, cu zidul, cu pavilionul, s-au dus la Muzeul Sporturilor și au zis, domnule, asta poate să fie una dintre cele mai frumoase baze și este natural și prin istorie din Europa, zice, aici ar trebui să intri cu cartelă, domnule, să fie ceva. Acolo veneau oameni care nu aveau treabă cu sportul, veneau numai să vadă tenis, veneau să bea un suc, ceva. Se făceau competiții, vorbeam de turul Franței, pe turul României se oprea pe Tineretului și atunci de fiecare dată erau și alte concursuri de atletism, erau concursuri de călărie, puneau obstacole pe gazon și veneau, era secție de echitație aici, capitanul Șerbănescu, fost erou de război, declarat de ăștia criminal de război, dar pe urmă reabilitat și așa mai departe. Poiana Brașov, parcă vorbeam înainte de unul dintre primele stadioane din România pe care s-a pus tartan pentru atletism și unde se făceau internaționalele României de atletism și unde a venit la un moment dat printre alții sportivi mari, a venit acel Thompson, campionul olimpic la decathlon, avea și recordul mondial, avea și medalie olimpică și așa mai departe și venea lumea. Acum și la Poiană vin loturile, se pregătesc acolo că mai trec și văd. E baza olimpică. Dar nu mai poți să faci un concurs. Nu oferă condiții. Cu hotelul sportivilor iar mereu sunt probleme. Se reclamă unii, nu știu ce fac acolo, dar deci nu putem spune că există ceva la Brașov. Dar chiar așa, deci
oamenii ăștia nu gândesc? Sau nu ce se întâmplă? Măcar să fie păstrat ce au avut. Pentru că știți ce se întâmplă? De pe urma sportului, exceptând fotbalul. Nu câștigă, nu prea câștigă. Dar nu se pot lua și băgi. Deși am auzit unele lucruri la un moment dat și chiar vreau să spun că nu la Brașov. Am avut o discuție la Craiova. Da. Ăștia-s mai ciudați așa. Da. Și îmi spunea un coleg de acolo, băi, zice, știi că au ajuns părinții nu numai că finanțează copilul ca să facă un sport sau altul, zice, și în special la fotbal. Mai dau și banda, zice, nu la antrenor neapărat, la șefii de... că s-au făcut niște cluburi de-astea. Private. Da, de special privat, junior, de pietici, de junior, se dă, știu, care e organizarea. Deci se dă, că altfel... Și de-aia să iau copii nepotriviți pentru ceea ce vor să facă fotbal, atletism sau nu știu ce, și atunci va deveni un balast, vă dați seama, peste 5-6 ani își dau seama că nu poate să ajungă nimic, părintele a cheltuit banii degeaba, antrenorii au pierdut timpul degeaba, că a trebuit să-l ia. Și la fotbal, unde trebuie să ai o bază de selecție, domne, imensă, cum era înainte. Da, mai sunt care fac corect, să știți. Da, mai sunt care fac și corect. Că mai face Gică, nu știu ce. Și la noi, în Brașov, și la noi, deci la nivelul ăsta, dar trebuie ajutat să facă, păi aici, domne, Făgărașul. Trecem repede. Să adun toți copiii să... Trecem puțin și la fotbalul propriu-zis. Ce părere aveți, domnul Huidan? De ce a fost? Eu speram că se termină emisiunea. Păi mai e puțin. Ce părere? E ziua lui Buții, mi-amintesc de bietul Sterea, dar mai că... Doamne, ce oameni au fost, ce fotbaliști. La un moment dat, eu stăteam în spatele porții, prindeam minge, eram copil. Și trece un avion. Se oprește Stere și uși. Dintre vă, că trăgeau părând, cum se trage, așa, în foc continuu. Băi, ăștia, băi, Stere, ce... Băi, zice, am scăpat și avionul ăsta, bă, și uite așa să duc toate. Numai. Deci nu a scăpat trenul, a scăpat avionul. Am scăpat avionul. Zice. Da, și nu aveam jucători la Naia Pescaru, Ivâncescu, Adamaie, și așa mai departe, înainte Mezaru și au fost și la loturile naționale. Totuși, Brașovul era ceva. Aveai 4 echipe de B, nu la un moment dat. Nu, au fost și 5, una de prima și Făgăraș, divizia. Da, divizia, deci, dar zic că aveam și am avut 13 de divizia C. Divizia C, unde se juca fotbal, adică venea lumea. Deci, ce să vă spun, că dacă ne gândim, ne apucă durerea de cap. Da. Dar asta ce părere exact aveți? Ce am putea face? Exact cum spuneam, că n-am fost în stare să cinstim cum se cuvine valorile și să avem un club și să avem o tradiție, că poate pe asta s-ar mai fi construit ceva. În momentul de față suntem zob. Adică eu nu vreau să supăr pe nimeni, dar tot văd că se postează și chiar sunt unele replici așa, că s-a făcut acum moda e cu FCSB, FCSR, nu? Noi, un FCSR și un Steagul Roșu și Dumnezeu, astea sunt, eventual să facem un campionat de cartier, între cartiere. Și ne băgăm și noi, nu? Valerii Giscard de Stem la 73 de ani a făcut ruptură. Deci, nu știu ce să zic. Deci, dacă vrei să construiești ceva, și aici orice s-ar spune, oricât de bogat ar fi X sau Y aici, dom'le, trebuie să pornească totuși de la comunitate. Eu nu cred că Brașovul ăsta nu poate să aibă bani pentru câteva, un club de fotbal ca lumea lângă care să vină, desigur, oamenii cu bani și să, deci, dar să vadă ca o garanție. În momentul ăsta, domnul Huidan, deci oamenii cu bani nu vin la ce se întâmplă absolut, acum. Absolut, păi din cauza asta. Băieții ăștia, eu îi admir, sunt tineri, sunt, dar sigur, e frumos. Ei în mare parte nu știu ce înseamnă fenomenul fotbal. Deci oamenii în momentul ăsta cu bani sau or să vină, 1, 2, 3, o să dea de o deplasare de aici până la lucruri care Prejmer sau nu știu unde, dar perspectivă. Eu din cauza asta spun, trebuie acționat instituționalizat și pe urmă să vină cei care au garanția și chiar socio, și, adică, domne, și eu aș cumpăra acțiuni și poate sunt care 1, 2 acțiuni, 10. Vă întrerup puțin, au făcut unii la Ploiești, au făcut la Galați, au făcut la Constanța, au făcut la Cluj, au făcut... Ăia altfel organizați, mă înțelegeți? Știți că acolo sunt câțiva oameni care au pus mult.
Da, și lângă ăia s-au lipit și ceilalți. Da. La Petrolul nu. La Petrolul nu. Acum, acum au venit. Da, acum au venit. Acum vine, da. Și că au văzut că e treabă serioasă. Au venit, dintre ei au anunțat, am înțeles, că domne, venim dacă vedem că este un lucru serios. Serios. E, și atunci îi ai pe cei puternici care sunt coloana, care știi, domne, ăștia asigură într-adevăr să poți face performanță. Și lângă ei se lipesc tot, dacă dai un ban acolo, dacă asta, deci devii drucăr, cum se spunea înainte, cum spuneau ăștia. Ei n-au mai înțeles un lucru. Ești atașat. Băieți ăștia, de... că eu am spus, îi admir la ce vor să facă, sunt nu, lângă echipă, sunt. Dar ei n-au înțeles că peste tot la echipele de care am vorbit, deci au venit niște simboluri. Exact. În momentul în care s-a format echipa aia care s-a format, deci au venit niște simboluri și în jurul acestor simboluri, dau un exemplu, Mircea Dridea la Ploiești, președintele, și noi atâția foști mari jucători în Brașov, care probabil pe, în jurul acestor oameni se putea clădi deci, această echipă. Adică nu știu, ei au încercat să facă, dar... Ceea ce e caracteristic pentru noi românii, că în toate studiile sociologice se spune românul nu știe și nu vrea să muncească în echipă. Dar de ce să faci două? Păi nu s-au înțeles. S-au înțeles? Nu s-au înțeles. Nu, deci nu s-au înțeles, da. Din cauza asta. Nu s-au înțeles. Deci că nu, pe bine, ei nu poți să găsești deci și unii și alții și-au dat seama că au idei diferite. Da, da. Și da. Au zis, domnule, fiecare merge pe drumul lui. Cum? Idei s-o interesează. Da, interesele sunt meschine, da. Silviu, de asta spun că dacă nu faci instituționalizat, dacă nu ai, domnule, o primărie puternică, un consiliu județean, niște organizații neguvernamentale, nu știu cine poate să creezi o entitate care, într-adevăr, să aibă perspective și materiale și morale și din toate punctele de vedere. Primăria nu o să bagă, domnul Dan. Primăria are clubul ei, deci are bine, are altceva, înțelegeți? Acum primăria e blocată. Eu am dat un exemplu teoretic. Uitați Olguța la Craiova. Chiar am primit, m-a sunat ce, băi, să vii când se inaugurează stadionul. Da, acolo la Craiova, e domnul Manda, acolo e senator de Dolj, care este și campion național la atletism. Domnule, inclusiv, uite, vorbim chiar dacă suntem la televiziune, vreau să vă spun că și clanul de țigănești dau bani acolo. Cred. Bravo. Legal. Da, bravo. Domnule, vrem și noi să... Și la Ploiești să procedeze. Da. Și la Ploiești peste tot. Care e problema dacă el vine și banii s-au înregistrat? La Brașov e ordine și disciplină, n-avem clanuri. Da, noi nu avem, da. Noi, da. Deci asta este, e păcat pentru că până la urmă fotbalul este emblema. Este, adică ai o echipă de fotbal puternică, te cunoaște lumea. Că apare în cât atlet azi, mâine apare un luptător, mâine mai apare un scrimer, nu e. Dacă ai o secție de scrimă cum era Tractorul, te cunoștea lumea. Da. Dacă ai o echipă de volei, cum a fost Tractorul, fusese, domne, eram aproape, trebuia să fim în cum a fost europene. Echipa de basket? Basket Steagul Roșu, când juca Steagul Roșu. Ce să mai au venit ăștia americanii cu circ? În cât timp estimați că Brașov va avea o echipă în prima ligă? Nu știu, cred că în următorii 5 ani. Credeți că în 5 ani sunteți optimist? În următorii 5 ani, mai departe, nu mă gândesc. Să o cumpărăm pe asta din Sfântul Gheorghe, punem mână de la mână. Bine că a venit Sfântul aici. Deci, ne cumpără ea cu totul pe noi. Deci vreau să vă spun că omul ăsta, și eu am scris atunci și mi-au sărit în sus, m-au făcut și ungur. Și, că nu mă deranjează dacă ai, dar nu sunt. N-aveți verde, n-aveți roșu. Și chiar am vrut să învăț limba maghiară și n-am învățat și îmi pare rău. Că era un curs la facultate, dar profesorul a fugit în America, a fugit la Șoră. Ei sunt bine organizați, ei sunt bine puși la punct. Acest Dioseghi, domne, a făcut o treabă extraordinară. A făcut el singur, pentru că nu acolo, singur, acolo s-au unit toată lumea. Dar el a fost fermentul care... El a început. A început. Și s-a ținut de treaba exact. Și uite că... Au reușit. Ce vă bucurați că or să joace ăștia? Îi vedeam, că au scris pe rețelele de socializare că vine ură, vine sepsi să vine joace la noi. Ca să vedem foarte Steaua. Bine că vin, da. Ei vin aici să-i vedem și noi pe Steaua, pe Dinamo. Jos bălăria pentru ei. Dar nu să ne apucăm acum să ținem nici cu Sfântul Ioan. Și lucrurile și de la federație pornesc așa cum pornesc. N-am avea ce să ne facă domnului de federație în cazul nostru. Nu nemții, dacă îl puneau pe Daum la vreo echipă de asta națională,
bine. Da. Dar zic, nu, federația dispune totuși de niște fonduri, dispune de niște, adică ar fi putut să centreze. Nu, că dacă îi scăpa pe alții, trebuia să-i scape pe toată lumea. Creau precedentul și n-au cum. Nu neapărat pentru Brașov, dar să creeze, inclusiv legislativ, niște facilități să forțeze pentru ca ăla care se duce și dă niște bani la fotbal să aibă niște avantaje. Că tot vorbim de treaba asta. Ori s-a încurajat chestia asta care, cum ziceam, meschină. Dom'le, nu mai știu, nu cucuieții din de-aia, pătârlagele, afumații, toate echipele astea. Voluntariu, uitați că au luat două. Voluntariu e București acolo, sunt oameni care știți. Eu știu comuna asta cu mulți ani în urmă, mă înțelegeți? Acum a devenit, da. Nu e numai Pandele, că nu. I-au pus numele Iordănescu, nu? Apropo de brand. Da. Dom'le, i-au pus numele Iordănescu la stadionul ăla. Deci lucrurile se construiesc, se pot construi, dar dacă nu vrei, și atunci prin cluburi de-astea mici, aud că s-au rulat bani și pe acolo. Da. Așa a obținut omul voturile. Da, lumea fotbalului ar trebui să sară odată în cap. Așa a obținut voturile. Domnule, să dăm și la B, și la C, și la E, și la A. Chiar dar și la unii a dat. Am ajuns a venit barandărătul. Ne presez. Da. Ne presez. Ne face pressing în terenul nostru. Asta este exact ca și cu aeroportul la Brașov. Da, da. Deci aflu că anul trecut la Tulcea pentru aeroport s-au dat 11 milioane de euro. Statul român a dat și au aterizat anul ăsta în primele 3 luni 500 de turiști. Da. Dar cu vaporul și vin vara. Da. Așa că și cu fotbalul. Da. Dar vă mulțumesc. Îmi doresc și mi-aș dori să ne întâlnim în formația asta și să zicem domnilor, am greșit, domnilor. Uite, avem echipă de divizia de Liga Națională, o susținem cine și Brașov. Da, da. Am vrea la an. Indiferent să fie. Cum i-ar zice, Colțea, Steagul Roșu, dar Steagul Roșu sună bine. Acum. Vă mulțumim că ați acceptat invitația și... Și eu am venit cu plăcere. Ați participat la discuții destul de... Adică dumneavoastră le-ați expus și noi am participat la... discuțiile destul de importante. Nu ne-a ajuns timpul. Aveați, cred că putem să stăm vreo 3 ore. Avem un alt. Nu? Silviu, Silviu cred că e supărat, că a fost foarte tăcut. Nu, mai am fost pe la camera aici. A fost pe la camera. Data viitoare trec eu în locul moderatorului și vorbiți. Da, să vorbească și Silviu. Și vă întreb eu. Dar mi-a făcut plăcere și îi salut pe telespectatorii de la Nova. E una dintre emisiunile de sport pe care le urmăresc. Totuși sunt brașovean și mă interesează ce se întâmplă. Vă mulțumim. Mulțumim și telespectatorilor care ne-au urmărit și vă așteptăm lunea viitoare la ora 17 în direct la Nova. La revedere!